Domnule Florin Gabriel Ionescu, este prima dată când vă afișați public, să spunem așa, în fața reșițenilor. De ce un director de teatru ungur? Directorul de teatru Florin Gabriel Ionescu nu e ungur. Deci sunt român jet by jet, tată valah din județul Argeș, deci 50% pot să spun că sunt regățean. Cealaltă jumătate din partea mamei are și sânge sârbesc. Deci din sunt Mihaiul Român, m-am născut în Sânt Mihaiul Român, cu moașă la țară și de la 4 ani la 19 ani am trăit în Bocșa, unde am făcut și școala primară și liceul la tata Oancea. Apoi am plecat la București, la IATC, pe atunci când l-am terminat, era Academia de Teatru și Film, acum e UNATC. Și după facultate am făcut armata la Lipova, tot în România, infanterie, sunt sublocotenent în rezervă, să dea Dumnezeu să nu trebuiască să fiu activat vreodată. Și apoi la Timișoara am fost actor la Teatrul Național 10 ani. Am regizat în teatrele maghiar, german, Merlin și viața m-a dus datorită familiei în Ungaria pentru următorii ani, până acum când m-am întors. Bun, și ce ar fi fost rău? Dacă fost absolut nimic, am copii jumătate unguri, fost soție unguroaică, din contră, n-am nimic, nu îmi plac. Nu exagerăm puțin. O cheamă Ildico ca și pe colega dumneavoastră. Nu exagerăm puțin când, eu știu, aruncăm în aer cu aceste naționalisme, că ăla e ungur. Deci vreau să vă spun că nimeni nu e naționalist și că în cei 15 ani pe care i-am aproximativ 15-16 am stat acolo, nu am simțit niciodată aversiune față de mine sau ceva. Nu, am fost prieten cu toată lumea. De unde vine această nebunie? Eu aș spune nu nebunie, aș spune prostie. Absolut, eu nu m-am întâlnit cu ea. Deci nu m-am întâlnit. Copiii mei sunt jumate români, jumate unguri, cheamă Ionescu și trăiesc acolo. N-au avut niciodată nicio problemă. Nici ei, nici eu m-am simțit ca și aici. Poate suna mai bine Ionesco. Avem un prieten Ionesco pe care îl iubesc foarte mult. Nu, la teatru, sună bine Ionescu. Nu mi-aș schimba numele niciodată. Da, deci am învățat limba maghiară. Nu pot să spun că o vorbesc perfect, dar am fost nevoit să mă descurc în ea. Îmi plac ungurii la fel cum îmi plac și românii, cum îmi plac nemții, austriecii, cu care am lucrat foarte mult cât am fost în Ungaria. La teatrul la care am lucrat am avut norocul să cunosc și era un oraș, la fel ca și Timișoara, un oraș multicultural, cel în care am locuit eu acolo la Sexard. Erau toate naționalitățile, erau croați, erau șvabi, erau sârbi, ca și aici, ca și în Reșița. Eu acum aș întreba, pentru că este o axiomă în dramaturgie și în artă în general, poate mai puțin sculptura, dar sufletul slav care vine și dă ora exactă sau este mama artei mondiale. E o părere personală, nu spun că așa este. Da. Asta simt eu. Suntem mai apropiați de slavi sau de Occident în ceea ce privește arta și în speță dramaturgia ales? Pentru că sunteți directorul unui teatru. Că e de la persoană la persoană. Eu personal mă simt foarte atras de cultura slavă, mă simt foarte atras de Stravinsky, Tchaikovsky, Esenin, Pușkin, nu mai vorbim de Cehov și e visul meu să ajungem la Reșița să facem la un moment dat un spectacol Cehov. Nu cred că în primul sau al doilea an de mandat, dar pentru anul 3 de mandat chiar am promis cuiva din Reșița, doamne Anca de la radio, că ea e mare fană Cehov, am terminat aceeași facultate, i-am promis că cel târziu în anul 3 de mandat, să dea Dumnezeu să fim sănătoși până atunci, vom avea un Cehov la Reșița. Putem vorbi despre faptul că arta este cu atât mai mult bine primită din momentul în care plânge, pentru că sufletul slav este un, iarăși o opinie personală, dacă îmi permiteți, plânge într-una. Sufletul slav plânge. Plânge și Dostoievski, toți, dar dau bijuterii artistice. Da. Și închipiți-vă să vezi la culebe de lor, da? Ce-ți poți dori mai mult? Teatrul e emoție.
Evident, asta ni s-a spus tot timpul din școală, emoție și energie. Deci emoție. Da, eu sunt adeptul dramelor. Mie îmi place când merg la teatru să se întâmple, să se producă ceva, să se rupă ceva în mine, să plâng. Au fost spectacole la care nu am putut să aplau, nu am putut să mă ridic imediat de pe scaun pentru că aveam încă de ars respectiva emoție. Publicul în general e înclinat spre comedie și îl și înțeleg, pentru că, domne, după ce ai o zi întreagă de lucru, stresul în care trăim, da, vrei să te destinzi puțin, te duci la un spectacol, vrei să și râzi, dar publicul vrea să și plângă, sunt convins. Deci e vorba de adevăr, dacă un spectacol este adevărat, el produce emoție, fie că e emoție de o natură sau de alta, dar produce emoție. Dar de ce neapărat trebuie să râzi? Pentru că să te destinzi. E și divertisment teatru. Mergând la o piesă dramatică sau ascultând o operă, un album muzical, îți dai seama că se poate și mai rău. Și atunci stai și te gândi, mă, stai un pic, eu stau bine. Față de capra vecinului. Acum, revenind la cum am gândit eu repertoriul pe primul an, am încercat să împac și capra și varza. Am datoria ca manager al teatrului să mă adresez publicului larg, cât se poate de larg. E greu să acoperi toată paleta de spectatori, dar e obligatoriu să încerci. Publicul țintă, am mărturisit asta, este publicul tânăr, pentru că trebuie formată o generație de noi spectatori. Ei vor fi spectatorii de mâine, liceeni, studenți. Vom avea spectacole în repertoriu, deci în program sunt pentru copii de la grădiniță, clasele 1-4. E un program Teatru în Valiză, se numește. Când veți merge în școli? Da, asta vreau să vă spun. Deci la programul ăsta, Teatru în Valiză, un actor se va duce cu o valiză, gen valiză de armată, în care se află tot decorul, toată recuzita, tot ce e costum. Deci ăla e teatru. Și se merge în școli, se merge la copiii mici, sunt spectacole interactive. Nu înseamnă că noi nu vrem ca ei să vină la teatru. Nu, ducându-ne la ei, încercăm să-i apropiem, să-i chemăm spre teatru. Apoi este programul de teatru în școală, care se adresează liceenilor sau copiilor mai mari, în care iarăși vrem să mergem noi cu un actor sau doi actori în clase, pe tematici specifice vârstei. Droguri e primul proiect, deci spectacol antidrog, Facebook, relații de dragoste la vârsta adolescentilor. Nu zic, asta e programul pentru copiii de liceu, deci programul 2, deci clasele mari și liceu. Bun, nu este tema discuției noastre, dar doar un minut. Vreau să vă spun de premierele care vin. Nu, vorbim da, și da, vorbim și de... Pentru că ați adus vorba de droguri. Am văzut recent efectele benefice ale marihuanei. Am citit despre ele, da. În America sunt state în care sunt, deja am înțeles, legalizate, se spune că sunt antidepresive. În Cehia, dar nu sunt eu în măsură să vorbesc, vă spun ce am. În Cehia poți cumpăra ceaiuri sau... Da, și haideți să fim sinceri, câte capodopere, câte opere de artă. Bun, n-ar fi existat Bela... în afara In Vino Veritas. Da, deci... Dacă ne gândim la toată epoca de aur franceză, zicem că nu ar fi existat fără anumite băute, stimulente. Da, dacă ne gândim la Shakespeare, nu putem dovedi, dar se spune că a fost un mare consumator de opium. Poate dar, mi se interzic dar, aceste lucruri pentru a nu avea mintea liberă? Nu cred. Deci avem exemple în istorie și în literatură și în muzică, mai ales de oameni care le-au folosit. Eu sunt total anti. Deci dacă merg cu un spectacol... Să nu se înțeleagă. Sunt oameni care declară, hai, Jim Morrison, Doors, că vorbeam noi de muzică mai înainte, că el își deschide porțile... Doors. Da, cum e, a murit la 27 de ani. Nu avem... Da, au murit mulți la 27 de ani. Vorba de Jim Morrison, nu știu cât este de adevărată, dar se spune că el ar fi spus dacă pentru a trăi trebuie să stai în genunchi, ridică-te în picioare și mori. Da. Nu știu dacă îi aparține. Am auzit-o, nici eu nu știu dacă îi aparține, dar știu că a murit la 27 de ani când tocmai se curățase, când tocmai a vrut să renunțe, să schimbe modul de viață.
când s-a apucat serios de poezie, bine, și înainte a fost un poet serios, Oliver Stone îl consideră chiar unul din marii poeți ai Americii și el a fost întâi poet și apoi compozitor și interpret. Dar tocmai când s-a liniștit, a făcut infarct și a murit. Deci, deja și obosise inima rău de tot. Drogul, am văzut cât de rău poate să facă drogul. Am văzut oameni distruși total datorită drogurilor. Deci sunt puțini cei care, iată, se folosesc de drog, ca să zicem așa, pentru... O minimă inspirație. O minimă inspirație. Nu știm dacă inspirația aceea n-ar fi venit și fără, dar e un subiect sensibil. E un subiect sensibil, da, și hai să revenim la teatru. Da, deci acum, asta e cel mai important, pe 16 februarie, acum vineri, o să avem în sfârșit prima producție de când sunt eu aici. E vorba de Iacovi și Leidenthal, al lui Hanoch Levin. Hanoch Levin e un... Sună evreiesc. Este, dar e unul dintre cei mai mari dramaturgi contemporani, nu doar a Israelului, ci a Europei și lumii. Se joacă în toată lumea, e tradus în foarte multe limbi. S-a jucat spectacolul cu un succes foarte mare la Național, vreme de 5 ani. Practic, într-un fel, inspirat fiind de succesul de acolo, am rugat-o pe Mihaela Lichiardopol, fosta mea colegă de institut și de teatru și prietenă, să vină să facă spectacolul și pentru Teatrul Reșițean, un spectacol care se adresează tinerilor. Povestea este foarte simplă, doi prieteni, foarte buni prieteni, apare o damă și s-a terminat prietenia. Dar e o poveste frumoasă, e un musical, actorii cântă, actorii se mișcă, e un spectacol de lumină, de imagine, un decor aproape Lego, se transformă. E un spectacol modern și îi spun eu de festival. Ce face diferența dintre actor și clown? Nu am fost clown niciodată, dar cu siguranță este poate o meserie cel puțin la fel de grea cea de clown ca și cea de actor. Deci nu pot să spun care a fost diferența, pentru că n-am fost în partea cealaltă. Sigur este, dacă ne gândim la clownul shakespearian, era singurul care spunea adevărul, care avea dreptul de a spune adevărul în fața regelui, să-l înfrunte pe rece. Revin puțin, după aceea ne putem întoarce la clown, la prima noastră premieră. Deci, am vorbit astăzi chiar cu prorectorul universității și cu liderul studenților. I-am invitat să vină la spectacol. Deci este un spectacol care li se adresează lor în primul rând. Ziceam că e un spectacol ușor de transportat, un spectacol de festival. Am avut discuții preliminare și sper că se va putea materializa la finalul stagiunii să facem o deplasare cu acest spectacol, să jucăm pentru românii din Budapesta și vă spun că sunt 2000, peste 2000 de români acolo, de studenți, și la Gyula. Ca o paranteză, eu cât am stat în Ungaria am fondat acolo un teatru românesc, s-a numit inițial Teatrul Vis, apoi l-am lăsat pe Tru, Teatrul Românesc din Ungaria, a fost mai simplu de asimilat pentru ei. Și am avut, în general, premierele le aveam la Budapesta și cu săli pline. Deci, surprinzător de mulți români acolo și surprinzător de adunați. Deci, acolo românii chiar sunt adunați. La Gyula, la Mikerek, la Szeged, e liceu românesc la Gyula, la Szeged e catedră de limbă română la universitate, deci avem public acolo. Sunt foarte interesat de publicul român din Serbia, pe care nu am ajuns să-l cunosc încă, dar vreau să merg. Da, m-ați adus în această zonă. Nu pot să nu vă întreb. Spunem, eu știu, așa, imaginar, UDMR și PRM. Două partide politice, înțeleg. Ce se transpune? PRM mai există? Nu mai există, dar bun, ce este din ceea ce ei scot? Cred că nimic. În viața, în viața, nu, nimic. De rând, absolut, de zi cu zi. Absolut, eu nu am simțit asta în Ungaria, am mai spus asta. Am prieteni unguri, am prieteni români, am prieteni, nu mai e voie să spui țigani, romi, dar am prieteni, un violonist extraordinar la Stuttgart, mi-e prieten, unul dintre prietenii cei mai buni, niciodată nu am ținut cont în viața mea de
rasă sau de naționalitate. Timpul curge foarte... Vreau să mai spun două lucruri scurte. Trebuie să-mi termin să-mi fac reclamă spectacolelor. Pe 11 martie, pe 11 martie este premiera cu Emil și detectivii al lui Eric Kessner în regia lui Tunde. E un spectacol în care joacă 7 copii ai Reșiței. Deci un spectacol cu 5 actori de ai noștri de la Reșița și cu 5 copii care au fost selectați în urma 2 castinguri. Este un musical pentru copii. Apoi vine un regizor din Germania, Johannes Lang, care va face 39 de trepte Hitchcock. El vine de la Nuremberg și pe 25 martie vom avea premiera. Iar pe 4 aprilie, deci până în Paște, avem 4 premiere. Pe 4 aprilie vom avea coproducția cu Teatrul din Deva, Noaptea Furtunoasă, Caragiale, tot pentru tineri. Și pentru politicienii noștri, că le vine ca o... Noaptea Furtunoasă, nu o scrisoare pierdută. Aș fi vrut o scrisoare pierdută, e una din preferatele mele, numai că nu acopeream distribuția cu trupa pe care o avem și nu acopeream distribuția spectacolului. Anumite persoane din urbe s-ar aștepta să vă întreb de ce nu aveți distribuția, de ce nu plătiți cu ora, de ce, cum faceți, cum, că nu sunt suficienți. Nu se plătește cu ora. Avem 9 actori, ei sunt suficienți pentru anumite spectacole, dar iată, de ce nu facem o scrisoare pierdută? Nu poți, nu ai decât 9, nu poți să faci un spectacol de 15. Și chiar dacă ai 9, nu ai tot timpul toate tipologiile, deci e imposibil într-un teatru să ai toate tipologiile, de aceea teatrele apelează la colaboratori, până și teatrele care au 40 de actori angajați, pentru că nu ai tipologia respectivă, un actor nu e Dumnezeu, deci chiar nu poate juca tot. Bun, mai avem aproximativ 3-4 minute. Și în 10 secunde din astea minute, vă rog, trebuie să spun că am fost la Moldova Nou, că am fost la Caransebeș, la Bocșa, vor fi în toate orașele județului, am vorbit la Lugoj, la Oțelul Roșu, stagiuni permanente. Deci teatru va juca la Caransebeș, de exemplu, la fiecare a doua săptămână vom juca acolo. La Moldova Nou, o dată pe lună, la Bocșa, o dată pe lună, la Lugoj încă nu am stabilit clar, dar vom juca. La Oțelul Roșu merg marți, deci e un teatru al județului, nu e doar al Reșiței și trebuie să acoperim întreg județul. Da, e bucurător ce spuneți. Eu acum încerc în ultimele 2-3 minute să vă bag în lucrurile murdare. Aveți, nu mă băgați. Aveți bani? Da, deci chiar avem, în sensul că am avut bani să pornim producțiile. Deci de la rectificarea care ni s-a făcut în luna decembrie, am reușit să antamăm, să facem niște contracte cu regizorii care acum iată au învedit și au început să monteze. Bugetul nu a fost încă aprobat, se va aproba în februarie sau la început de martie. Evident, nu este cât am cerut, dar dacă ne vor da cât au spus cât ne vor da, teatrul va supraviețui la modul onorabil, în sensul că își va face producțiile. Eu am încercat să tai din contractele care mie mi s-au părut nu neapărat necesare teatrului, nu vreau să dau acum exemple, dar au fost contracte pe care le-am reziliat sau am așteptat să se termine și nu le-am prelungit și de acolo am făcut economie, dar nu de la producții. Deci producțiile, am spus că sunt cele care, pe care teatrul, prin care se va construi, reconstrui. Ați fumat pipa păcii cu Dan Mirea vis-a-vis de... Da, am fumat pipa păcii, ne-am dat mâna, ieri a fost conferința de presă comună, eu am și spus una din... e un motto al meu, îl repet tot timpul de la prietenul William Shakespeare, că totul e bine când se sfârșește cu bine și asta vreau să se înțeleagă. Noi facem acest festival, îl facem împreună, teatru își pune logistica la dispoziție, își pune sala la dispoziție, își pune tehnicul, oamenii la dispoziție. Noi nu am avut, repet asta dacă mai e cazul, pentru eu știind că festivalul e în februarie și eu venind în 16 noiembrie, în 2 luni de la preluarea mandatului, ar fi fost neserios din partea mea să spun că în februarie fac festival. E ok că s-a rezolvat, că am avut asta din... de la unguri, mi se place. De ce? Chestia că dacă un lucru serios se face în 6 luni, nu știu, dar eu am zis, doamne, hai să-l facem în iunie. Ok, hai că în februarie suntem obișnuiți. Bine, pentru la anul vom pregăti altfel din timpul... Asta, ultima întrebare, asta... Cu asta vreau să închei și pe această temă, scena ca teatru, ca o scenă. Scena ca o stradă. De ce nu se, umila mea părere de observator, da? De ce nu se face
într-un sezon primăvară, asta, asta am zis și eu. Și să fie efectiv pe stradă. Exact, asta am spus și eu. Oameni buni, dacă noi l-am mutat și de la anul sper să aibă și ei înțelegerea să facem asta. Dar pe stradă, nu în sală. Și. Deci în clipa în care îl faci în lunile, nu întâmplător în toată lumea, festivalurile sunt vara-toamna, pentru că câștigi componenta stradală, care este foarte importantă într-un festival. Dar toate lucrurile sunt perfectibile. Mă bucur că am reușit să batem palma și împreună cu reșițenii, cu Consiliul Județean, cu primăria, cu Clubul Rotary, cu alții sponsori, Clubul Lions. Eu am un mandat pe 4 ani. Cât voi rămâne, Dumnezeu știe. Deci nu știu, ca să fiu foarte sincer, nu știu. Aveți familia dumneavoastră? Din păcate nu. Asta e tristețea. Deci eu am 2 copii, sunt tutorele lor, sunt divorțat de 3 ani de zile, copiii, unul e minor, am o fică studentă la, a intrat anul ăsta la medicină în Budapest, a luat și ea primul semestru, a avut prima sesiune, a scăpat de ea. Am un băiat, e și anul întâi problemă, mi-a spus la un moment dat, e atât de mult de învățat că mai bine mă făceam cofetăria, să zic, că a fost alegerea ta. Am un băiat care este minor, are 16 ani, amândoi trăiesc în internate la Budapesta, el e la un liceu de art, a luat concursul și a plecat de la 15 ani, încă e foarte dificil din punct de vedere, mă văd cu ei doar în weekenduri. Și de când sunt aici, nici măcar în toate weekendurile nu pot, dar mă străduiesc să merg, dar sunt 400 de kilometri, nu e simplu. Iar prietena mea locuiește la 600 de kilometri, la Nodcanija. Un weekend era regula că vine ea la mine, la sex ardu nu eu la ea. Deci nu e simplu. Nu vă rămâne decât să rămâneți aici? Îmi rămâne doar teatru, aici îmi rămâne grădina zoologică, pe care o iubesc. Acum o să se uită urât la mine oamenii care spun că animalele nu trebuie să stea în cușcă și sunt de acord cu ei. Dar au chiar condiții bune. Eu am fost fericit pe 15 octombrie când am venit cu prietena mea să-i arăt Reșița. Luasem concursul, dar nu eram încă, mi-am luat bilete la teatru și am văzut 2 spectacole. I-am zis, hai să riscăm să mergem la grădina zoologică. Am amintiri groaznice de când eram mic cu ele. Și arată bine, arată bine, e o bucurie. Așa e. Avem acolo niște lei frumoși, avem un tigru superb, un jaguar negru, au spațiu, au... I-am spus, vara, dacă nu mă găsești în teatru, sunt ori la grădina zoologică, ori la văliuc, la pescuit. Bun, da. Eu vă mulțumesc, mă bucur că iată, ne-am cunoscut. Mersi. Am nevoie și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. În afară de oțel înseamnă și cultură, orașul cu poeți, așa. Apropo de oțel și de cultură, Churchill, când au venit în timpul războiului să-i spună, asta e de ținut minte, când au venit să-i spună, nu mai avem bani pentru armament, ar trebui să luăm de la cultură. Păi dacă nu mai avem cultură, pentru ce mai luptăm? Deci cred că trebuie să avem grijă de oțel și de cultură. Bine, încă o dată vă mulțumesc și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc!